Slăvit să fie Domnul! Am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum nu-l voi mai mânca decât la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca această dorință să o pună în fiecare dintre noi. M-am uitat la cuvântul care l-aveți rânduit dumneavoastră astăzi și m-am întrebat ca Ieremia altă dată, capitolul 1, versetul 11. Ce vezi, Ieremia? M-am uitat și ce am văzut în Ioan, capitolul 19? Am văzut un om care suferă. Un om bătut la porunca lui Pilat. Un om dezbrăcat de hainele lui și îmbrăcat cu o manta de purpură. Un om care purta pe cap o cunună de spini, peste care era bătut cu trestia. Și fața lui albă ca de crin, brăzdată așa de șroaie de sânge. Am văzut un om pălmuit. Am văzut un om scuipat. Am văzut un om purtat cu crucea prin cetate. Am văzut un om suind Via Doloroso până în vârful dealului numit al Căpățânii. Am văzut un om răstignit între doi tâlhari. Numele lui, Iisus.
niciodată. Eu am fost. Da, voi. Știți cum e gustul la ocară? Odată mi se plângea un frate, eram prin Banat pe undeva și spunea: frate, m-a nedreptățit, m-a învinuit pe nedrept, dar avea niște lucruri mici, mărunte. Și am spus: omule, tu mănânci o felie de pâine și îți pare amar. Gândește că eu am mâncat toată pâinea asta. Vorbim de suferință la nivel de suflet? Dacă nu-ți moare partenerul de viață, cu care viețuit ani și ani și rămâi singur, e suferință? Dacă nu-ți moare un copil drag, el la Dumbrăveni, de unde fratele Viorel Pabil a fost o mormântare, o mamă de 19 ani, care a murit la naștere. Și toate programele, și toți cântăreți, și toți predicatorii, nu au putut să ia din suferința bărbatului cu rămas cu un copil mic. Și fiindcă el era pompier, au venit detașamente de pompieri în frunte cu colonelul lor îmbrăcat și pompierii au scos afară pe femeia asta moartă. Gest frumos, dar pompierii pleacă la intervenție și omul ăsta rămâne acasă cu un bebe și cu o nevastă moartă. E suferință? Când îți moare un copil, e suferință? Dar când se smărită fata și încape pe mână la un nepocăit și auzi că divorțează și că o bate și că trăiește rău, tu ca mamă, ca tată, suferi? Suferim? Mă rog Domnului ca să dea la o parte să izgonească orice duc de divorț, dacă sunt, și de ceartă din familie, și să lasă Domnul pacea în familiile noastre. Amin. Suferință la nivel de suflet. Și nu le enumerăm, că sunt multe, dar trecem prin ele. Am întâlnit suferință la nivel de duh. În partea duhovnicească unii oameni suferă. Că întreba Ieremia, capitolul 15, versetul 18, pentru ce nu mai contenește suferința mea? Dar ce s-a întâmplat cu Ieremia? De ce suferea Ieremia? Știți de ce? Că el spune în 15:16, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit, cuvântul tău a fost bucuria vieții mele. Eu, de frica ta, nu m-am dus la adunarea celor ce petrec. Am stat singur deoparte. Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător și ca o apă care seacă. De ce suferea Ieremia? Se pare că Ieremia suferea că Domnul tace. Nu-i mai răspunde. Nu-i mai răspunde Domnul. Ieremia nu mai are prorocii. Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă. Știi că un proroc al Domnului, un lucrător prin care sunt exersate darurile duhovnicești, rămâne într-o vreme când Domnul nu-i mai vorbește, știi că e suferință? Și Domnul vine și spune: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Dacă vei despărți lucrurile de preț de cele fără de preț, vei fi ca gura mea. Se pare că și în viața lui Ieremia a fost o vreme când s-au amestecat lucrurile. Și Dumnezeu îi spune: Ieremia, vezi că sunt lucruri de preț și lucruri fără de preț. Deosebește-le dacă vrei să-ți vorbesc. Mă rog azi pentru toți slujitorii din adunare, Domnul să le dea discernământul ăsta. Să despartă lucrurile de preț de cele fără de preț. Că de prea multe ori trăim într-o amestecătură. Și nu ne vorbește Domnul, și nu ne răspunde Domnul, și nu avem lucrările de altă dată. Și Ieremia suferă. De ce nu mai contenește suferința mea? În Psalmul 77 cu versetul 10, iată ce mă face să sufăr acum. Dreapta Domnului nu mai este aceeași. Un om care a experimentat minunile lui Dumnezeu,
un om care a avut experiență cu Dumnezeu și nu mai vede minunile acestea. Pentru omul ăsta e o suferință. El tânjește după lucrurile pe care le-a știut, pe care le-a trăit. El tânjește după bucuriile Duhului în adunare. Că eram la o întâlnire în Bucovina, avem o dată pe lună o întâlnire cu toți slujitorii din Bucovina. Păstori, prezbiteri, diaconi și toți care vor să vină. Și a spus Duhul Sfânt, poporul meu își caută bucurii care nu vin din Duhul meu. Și era o explicație, când venim la părtășie, noi vrem bucurii. De aceea vrem să avem coruri perfecte și armonioase. Vrem să avem fanfare și, știu eu, orchestre grozave. Vrem să avem recitatori, vrem să avem predicatori, ca să ne placă să stăm în adunare. Dar nu mai sunt bucuriile care vin de la Duhul Sfânt. Parcă toate acestea vor să ne satisfacă firea noastră. Și acele surogate folosite în adunări, acele manipulări în masă care vor să seamăne cu cercetarea Duhului, și acelea sunt periculoase. Iată ce mă face să sufăr. Dreapta Domnului nu mai este aceeași. Dar psalmistul vine, vorbește în fire, vorbește iară de lucrările Domnului, povestește minunile Domnului și eu aș vrea să fie aici, la voi în adunare. Nu avem nevoie de imitați, nu avem nevoie de experiențe similare, nu, asemănătoare, nu. Noi avem nevoie de lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Să o lasă Domnul curată și prosperă aici în adunarea voastră. Pentru ce suferă oamenii? Că am întâlnit suferință la nivel de trup, de suflet, de duh. Dar care-i scopul ei? De ce ne face Dumnezeu să suferim? Spune în Iob 36:15 că Domnul scapă pe cel nenorocit prin nenorocire și prin suferință îi dă înștiințări. Avem experiența aceasta. Câteodată Domnul îngăduie o suferință într-o casă, într-o familie, la o persoană și prin suferința aceea Domnul înștiințează. Îl avertizează, dacă vreți, că ăsta e rolul suferinței. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunătatea ta mă așezase pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Eu am observat că și în Israelul de altă dată, și în biserica asta nou-testamentală, oamenii care au parte de multe binecuvântări pământești, pe care nu încearcă nicio durere și nicio suferință, sunt în pericol să se depărteze de Dumnezeu. Sunt în pericol să se depărteze de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îngăduie câte o suferință, câteodată, ca să ne avertizeze, ca să ne smerească. Psalmul 107, versetul 12, atunci le-a smerit inima prin suferință. Că sunt oameni mândri, oameni îngânfați, oameni care își creează imperii financiare, oameni care au studii, care au relații, care au poziție în biserică. Și oamenilor ăsta mândri, Dumnezeu le dă câte o suferință ca să-i smerească. Atunci le-ai smerit inima prin suferință. Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, Dumnezeu te-a smerit și te-a purtat prin locuri pustii, fără apă, ai mâncat mană, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știți care e rolul suferinței când vine la tine acasă, când vine în viața ta? Dumnezeu ori te avertizează că ceva nu-i bun, te înștiințează, că spune în Ioan capitolul 5, versetul 14, că după ce a fost vindecat ologul de la scăldătoare, Iisus l-a întâlnit în templu. Știți ce i-a spus? Vezi să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Aici boala asta se pare că era urmarea păcatului.
Nu întotdeauna boala e urmarea păcatului. Dar aici se pare că era urmarea păcatului, că Domnul i-a spus, vezi să nu mai păcătuiești. Că dacă păcătuiești, ți se poate întâmpla și mai rău. Acolo, suferința e o avertizare. Suferința este o metodă de a ne smeri. Iar în Evrei, capitolul 2, versetul 10, spune, se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Dacă Domnul o trebuie să suferi, ca să ajungem desăvârșiți, se pare că suferința este o metodă de desăvârșire. Noi suntem mântuiți prin credință, Efeseni 2:8, da? Dar pentru desăvârșirea noastră, Dumnezeu folosește câteodată suferința. Nu agreez Evanghelia prosperității. Că dacă te-ai pocăit, n-ai voie să fii sărac, n-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să fii încercat și nu poți pierde mântuirea. Mie mi se pare că nu-i după Scriptură învățătura asta. Dar atunci când Domnul îngăduie câte o suferință peste noi, este pentru desăvârșirea noastră. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune, să privim suferința aceasta în rostul pe care l-a pus Dumnezeu. Când vorbeam de suferință, când vorbeam de încercări, spuneam, care este rolul lor? În suferință îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Acolo îl cunoști. Aici predicăm, vorbim de Dumnezeu. Și Pavel predica, dar la un moment dat spune, toți m-au părăsit. Dar Domnul a stat lângă mine. Am întâlnit bolnavi la care ne-am dus să-i încurajăm. În necazul și suferința lor, erau așa de plini de bucurie. Și spune, eu stau în prezența Domnului. Eu mă bucur de Domnul. Că în suferință îl cunoști pe Domnul cel mai bine. În suferință îl te cunoști pe tine cel mai bine. Avem păreri grozave despre noi câteodată. Așa ne cosmetizăm noi imaginea de creștin, suntem așa de pocăiți. Dar când vine o suferință, atunci vezi cu adevărat cine ești. Și în suferința, în al treilea rând, te califică pentru slujire. Eu am mai povestit, eu am avut o constituție bună, robustă. N-am avut ce să caut la spital. Dar fiind păstor, o trebuie să mai merg la spital. Nu, sunt bolnav. Prima dată când intru în salon, mă izbește așa un aer nădușit de medicamente. Aer închis. Și mă duc în salon și primul gest mă duc la geam, deschid geamul. Și vă 3-4 strigă, închide geamul, nu-i trage curentul, închide geamul. Pe ei îi trage cu curentul. Și apoi stau o leacă de vorbă, Domnul îți face bine, Domnul se vindică, o rugăciune și plec afară să mă oxigenez plămânii. Dacă se duce la spital unul care a fost operat și a stat în perfuzie, se așează lângă cel bolnav și povestesc 2 ceasuri, se termină timpul de vizită, lui nu-i miroasă nimic acolo. Și apoi când te duci undeva la un bolnav și începi să-i spui că Domnul te vindică, el te întreabă, ai avut și tu boala asta? Eu odată l-am întrebat pe un frate bine cunoscut, căruia i-a murit soția. Și a spus, frate, cum e să rămâi fără soție? Și el mă întreabă, dar a murit și soția ta? Zic, nu. Atunci n-ai cum să mă înțelegi, n-are rost să vorbim. Pentru că ăla care a trecut pe acolo e calificat, frații mei. De aceea îngăduie Domnul suferind. Odată, într-o familie, o cunosc bine, a murit un frate slujitor tânăr. O căzut un lemn pe el, l-a strivit și a rămas o nevastă tânără. Celelalte surori s-au dus, au încurajat-o, au îmbărbătat-o. La urmă, ea o primit, că e femeie, cu minte politicoasă. La urmă s-a dus o soră de-a mea. Eu am o soră mai mare cu 10 ani ca mine. Rămasă văduvă de la 40 ceva de ani. Și a spus, vreau să vorbesc și eu cu tine. Măi, atât o vorbi și a spus, da, cu tine am ce vorbi, da. Cu tine am ce să vorbesc. Celelalte cu soțul, cu copiii, cu coșulețul, cu mașina. Domnul să te ierte, Domnul să te ajute. Cu tine am ce vorbi. Știi care e rostul suferință? Ne califică pentru slujire. De aceea, hai să primim suferința care vine de la Domnul și să-i mulțumim Domnului pentru ea.
mă uit la timpul care trece, voi fi mai limitat în ziua de astăzi. În primul rând, eu am văzut un om care suferă, în Ioan capitolul 19. Dar în al doilea rând, am văzut un plan al lui Dumnezeu care se împlinește. E pe de altă parte, Romani 8 cu 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre bine celor ce chemați după voia Lui. Eu am o soră care îmi coasă goblenuri și când m-am uitat la goblenul acela, m-am uitat pe dos. Numai noduri, numai cioturi, numai încălceală. Mă, ce asta? Și mi-l întoarce pe fața cealaltă. Un peisaj așa de frumos. Eu m-am uitat pe partea care nu trebuie. Și vine Apostolul Pavel Roman și spune, pe de altă parte, nu te uita la suferință pe partea care nu trebuie. Nu te uita la necaz pe partea care nu trebuie. Noi pe de altă parte, pe partea cealaltă, de multe ori nu o vedem, dar Dumnezeu o știe. Vedem că toate lucrurile lucrează împreună. Și când m-am uitat în Ioan 19, am văzut partea cealaltă a suferinței. Am văzut un plan al lui Dumnezeu, făcut așa cum spunea fratele Liviu, de la întemeierea lumii, și pe care Hristos acum, pas cu pas, îl împlinea. Că e scris, planul ăsta a fost scris într-o carte. Și Hristos a spus, în sulul cărții scris despre mine, merg să fac voia ta, Dumnezeule. Omenirea a căzut în păcat. De ce i-a venit suferință? Păcatul s-a transmis până la mine, că în păcat m-a zămislit mama mea, spune David în psalm. Dar a venit unul care să ne scape de păcat. A venit unul care să ne plătească, să ne justifice înaintea lui Dumnezeu. Eu am un coleg, am fost 30 de ani coleg cu el, nipocăit. Acum s-a pocăit, recent a luat botezul, a venit la filial, a venit la mine în birou și a spus, Dragoș, să știi că păcatele nu se iartă. Măi, cum nu se iartă? Dragoș, ascultă-mă, el era foarte inteligent în meserie, ascultă-mă, eu am citit în Biblie, păcatele nu se iartă. Am crezut că e o erezie. Și el îmi spune, nu, păcatele se plătesc toate. Toate păcatele trebuie plătite. Că nu le plătesc eu, le-a plătit el. În locul meu, păcatele mele multe. Că el era înghețismat, s-a uitat la paharul ăla unde erau toate spurcăciunile din lume, toate păcatele din lume și atâtea erau acolo. Toate bolile din lume erau acolo. De aceea suferința Domnului cea mai grea. Cum ai fost martiri care au murit, oameni care au fost torturați, ei au murit purtând păcatele lor sau vinovăția lor. Hristos era sfânt, mielul fără pată și fără cusură, dar El a purtat toate păcatele din lume. Toate bolile din lume El le-a purtat în trupul Său pe lemn, spune Apostolul Petru. De aceea moartea Lui a fost grea. Dar păcatul meu a trebuit plătit. Dumnezeu nu-i putea să ierte păcatul. El, un Dumnezeu drept, nu poate privi păcatul. Și a spus, tata, plătesc eu. În locul lui Dragoș plătesc eu. Și a plătit păcatul în locul meu. O trebuie să fiu îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Eram odată la Rosno cu fratele Liviu Axântie. Și mergând un pic mai tare, m-a oprit poliția, m-a prins radarul. Am tras pe marginea drumului, cobor la el și îi spun, hai domnule polițai, fii și dumitale odată bun. El spune, eu spus aici să fiu drept, nu bun. Deci lasă-mă că Dumnezeu a fost și drept și bun. Dar el se dă un pas înapoi, spune, bagă de seamă, vorbești cu un absolvent de institut teologic și cu masterul în doctrine. Și am întrebat, dar ce ai făcut de ajuns în marginea drumului? Nu-i treaba dumitale ce am făcut. Am făcut Institutul Teologic Ortodox și am masterat. Apoi înseamnă că dumitale trebuie să mă înțelegi, să fii și drept și bun, așa ca Domnul. Cum adică? Măi omule, Dumnezeu a amendat păcatul. Dumnezeu a pus amendă pentru păcat. Numai că Dumnezeu a plătit tot el amenda. Și eu ce să fac? Păi dumitale, acum trebuie să-mi pui amendă
să bagi mâna în buzunar, scoți bani și mi-o plătești. Și lasă, domnule, precuminte, ești dubitale. Dă-mi coace permisă. Și mi-au luat amendă și puncte. Dar știți că dincolo de zâmbet e o realitate? Știți că Dumnezeu a amendat păcatul oamenilor? Și știți că El l-a plătit prin Domnul Iisus Hristos? Asta a făcut Hristos când a murit pentru noi. El ne-a îndreptățit, ne-a justificat. Eu mă duc acum la Dumnezeu și spun, da, eu sunt nevinovat. Eu nu mai am păcat, păcatul meu e plătit odată. Că în lumea asta oameni muri, în tot universul ăsta, nu-i nimic mai de preț decât sângele Domnului Iisus. O picătură de aia de sânge are valoare inestimabilă, nu se poate plăti niciodată. Și sângele Domnului a fost pentru mine. Că spune în Evrei capitolul 9 că El, în momentul când a murit pe cruce și curgea sângele de El, Hristos prin Duhul a intrat în cortul cel mare și desăvârșit, care nu-i făcut de mână, și ne-a făcut sfințirea noastră. El a trebuit să sfințească și am întrebat, dar de ce trebuia sfințite lucrurile din cer? Că dacă acestea de pe pământ erau sfințite prin jertfa taurilor și a țapilor, ce era de sfințit în cer? Ori pe unde a fost Satana, și Satana a fost în cer, a rămas mizerie, a rămas păcat. Când Hristos a murit pe cruce, cu sângele Lui în chip nevăzut în Duhul, s-a dus în cerul și a făcut ispășirea. Și dacă sângele taurilor și al țapelor și cenușa unei vai stropite peste norod le aducea curățirea, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care s-a dat jertfă de ispășire pentru noi, ne va curăți cugetele noastre ca să slujim Dumnezeului celui viu. Ne dăm noi seama de valoarea sângelui? Ce spune în Ioan în capitolul 19, când Hristos era pe cruce, El mă plătea pe mine. Frații mei, vreau să închei predica. Amintea fratele Liviu aici de suferința Domnului. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odrasulă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Și în fățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că noi ne-am întors fața de la El. Noi credeam că e pedesit, lovit de Dumnezeu, dar El, spune versetul 5, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Acum, ce avem noi de făcut? Mergem la crucea Domnului. De acolo ne luăm iertarea și de acolo ne luăm vindecarea trupului. Cina nu-i pentru vindecare, dar avem atâtea mărturii că bolnavi au fost vindecați la cină. Dacă sunt și boli trupești, să vindece Domnul. Câteva meditații la capitolul 19, vă spun numai la ce mă gândesc fără să intru în detalii. La noi era un frate care a făcut niște probleme în adunare, am hotărât să îi tăiem capul, îi arătăm noi lui. M-am dus departe, 700 de kilometri, la un frate, un dar de cunoștință cum n-am văzut. Omul ăla s-a uitat prima dată la mine și mi-a spus, uite, un om care vine dintr-o biserică cu legi rânduiele aspre. Eu am spus, dar nu eu, eram tânăr atunci. Ei, dai și tu cu barda acolo. Și s-a uitat la mine, aveți probleme. Da, voi aveți o lege și după legea voastră trebuie să moară. Ioan 19:7. Așa s-au justificat iudeii. Noi avem o lege și după legea noastră trebuie să moară. Numai o întrebare. După legea voastră, omul trebuie să trăiască sau să moară? Atenție la lege. Versetul 11. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată. Dar cel care mă dă mâinile tale are un mai mare păcat. Deci iudeii n-au intrat în odaia judecată să nu se spurce, venea Paștele, ei erau curați, nu ei l-au pălmuit pe Hristos, nu, ei numai l-au luat și l-au predat la ostașii romani. Și Domnul spune, ăștia au
păcat mai mare. Că spune Romani, capitolul 14, versetul 13, să nu ne mai judecăm unii pe alții, dar ci fiecare să se judece ca să nu fie pentru aproapele său un prilej de păcătuire. Că asta s-ar putea să fie mai mare ca celălalt. Când vorbim de oameni și interese la cruce, vorbea fratele Liviu, acolo era norodul, acolo erau preoții, citiți, acolo erau ostașa, acolo erau femeile, acolo erau ucenicul. La crucea Domnului, tu pentru ce ai venit? Ce interes te-a adus pe tine aici astăzi? Mă rog încă o dată, Domnul să ne dea dorința aceasta să prăznuim Paștele împreună cu El aici. Și mă gândesc că va veni o zi în care El se va încinge și ne va servi în împărăția lui Dumnezeu. Vreți să ajungeți acolo? Am mai povestit-o la noi, era o trecut la Domnul, un tată a 14 copii. Băieții s-au descurcat, ei cumva, s-au dus în Belgia, familie, averi. Și băieții l-au dus acolo, nu mai știa ce să-i dea lui tatăl său. Mâncări îmbelșugate, sucuri, tata, e de ăsta, e de ăsta, nu mai știa. Tatăl său era un om tare, smerit și pocăit. Și duminică a fost la adunare. Și când la adunare era cina Domnului și băieții lui nu a luat cina. Și a venit acasă plângând și a spus, măi, pentru trupul ăsta aveți așa mese încărcate și sucuri de tot felul și pentru sufletul din voi azi n-ați avut nimic. Sufletul tău ar fi vrut să întindă mâna, să iei o firimitură, să ia ceva din rodul viță. Tu-ai sta cu capul în jos, mânios și poate nepregătit. Bucuria mea era să vă văd pe toți ridicați la cină. Bucuria mea era să vă văd pe toți. Asta e adevărată părtășie la cină. Dorința mea este ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm. Și mai spun un lucru. În cartea Cronici 30, a vrut Ezechia să facă, prăznuiască Paște, dar nu erau pregătiți. Nu erau sfințiți. O spus, nu putem în luna întâia, în luna a doua, în ziua 14-a. Dar nici în luna a doua nu au putut, nu erau gata. Împăratul s-a rugat și a spus, Doamne, iartă. Și poporul a făcut niște jurumințe, niște făgăduințe. Și în Cronici, capitolul 31, începând cu versetul 1, fiecare s-a dus acasă plin de bucurie și a împlinit ceea ce a jurat. Ai cu cineva ceva? N-ai cum să te împaci acum, nu? Nu poți să-i dai telefon. Fă o juruință în mintea ta. Când ies de aici, iau legătura și îmi cer iertare. Poți să faci asta? Și Dumnezeu să ne ajute să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului aici și în cer. Am vorbit puțin. În Ioan 19 am văzut un om care suferă. În Ioan 19 am văzut planul lui Dumnezeu împlinindu-se și pentru asta îi mulțumim. Amin.